Opera Națională din Iași va organiza duminică un eveniment special dedicat celui mai mare poet român, Mihai Eminescu, cu prilejul Zilei Culturii Naționale. Potrivit unui comunicat de presă transmis astăzi, artiștii Teatrului Liric Eșan vor susține recitalul de la ora 18.30 de minute în aula Bibliotecii Centrale Universitare Mihai Eminescu din Iași. Spectacolul va cuprinde liduri și romanțe pe versurile lui Eminescu, precum și pagini muzicale de referință din creații românești și cântece inspirate din folclorul românesc. Vor interpreta soliștei operei Iași, acompaniați la pian de Simona Gâdei, precum și artiștii instrumentiști Radu Cotoman-Vioară, Ioana Costăchescu-Violă, Cătălin Simera-Flaut și Silviu Butnaru la clarinet. Reprezentația va aduce în fața publicului și corul de copii al Operei Naționale Române din Iași, dirijat de Raluca Zaharia și acompaniat la pian de Mădălina Pancu. Micuții artiști vor interpreta cântece bazate pe versurile unor creații eminesciene de referință, precum revedere somnoroase păsărele sau floarea albastră